În Vama Bor, șoferii sunt nemulțumiți și se plâng că așteaptă prea mult timp la coadă. Situația era previzibilă, dar nimeni nu s-a gândit la măsuri ferme de fluidizare a traficului la ieșirea din țară, astfel că la prânz coada de camioane se întindea până la intrarea în Oradea. Camionagii ajung la frontieră extenuați și nervoși după o lungă așteptare. Câte ore sunt? 6 ore dimineața. Ce părere aveți? Ce pot să zic? Asta e... Aveți controle la vamă, nu-i bine, că se duce tot programul aici, în coadă, la vamă. Ne încurcă programul, el dă peste cap, descărcările, cărcările. Lucrători de la poliția rutieră, jandarmerie și poliția de frontieră au fost mobilizați la graniță pentru a menține ordinea. Tu să ai măsuri, suplimentează oamenii, spui mai mulți aici. Dacă 2-3 și pe două rânduri, se poate face pe 3 rânduri. 4 luni să-mi dă drumul la camioane, dar nu dau, că n-au chef de lucru și ne ține pe noi ca fraierii pe aici, pe în cos. Și pe urmă ajungi la încărcat, nu mai ai program, ceva, ce te penalizează că n-ai ajuns nici trebă. În loc să putem conduce 9 ore, atât avem voie, sau 10 ore de 2 ori pe săptămână, poate apucăm să mai conducem 7 ore sau 6 ore sau 5 ore, depinde cât timp am pierdut cu coada. Se stă la coadă și la Vama Petea, în județul Satu Mare, unde, potrivit aplicației Poliție de Frontieră Română, șoferii de camioane așteaptă circa 400 de minute pentru a ieși din țară.